Fie binecuvântat Domnul, Creatorul Cerului și al Pământului. Amin. Și fie bunăvoința sa peste toate lucrările sale. Amin. În seara aceasta, peste noi cei prezenți. Amin. Dragii mei, așa cum ați auzit, s-a citit finalul predicii de pe munte, varianta scrisă de Luca, titlul Casa zidită pe stâncă nu este cel mai reprezentativ. Poate mai degrabă ar fi fost corect un titlu de genul Cele două case. Domnul spunea despre una dintre ele care a rămas după toate intemperiile și calamitățile ce au venit și despre o alta care s-a dărâmat. Rețineți, nu a suportat doar deteriorări. Se încheia textul cu cuvintele și prăbușirea ei a fost mare. Nu știu dacă în viața aceasta ați avut parte de vreo asemenea catastrofă, dar cu siguranță ați mai auzit sau ați văzut. Spunea cineva despre un caz sau unei familii cu câțiva copii undeva pe malul Prutului, mărturisea tatăl, bărbatul din acea familie, la 50 și ceva de ani am reușit să-mi termin casa. Dar n-am stat în ea decât câteva luni, pentru că ieșind râul din matcă, m-am bucurat să-mi salvez copiii și am văzut cum apele o duc. Dar chiar dacă s-ar întâmpla o asemenea tragedie, cu resurse proprii sau cu ajutor, o casă se poate reface. Și chiar dacă ar fi să trăim fără casă, nu toți oamenii au locuință, asta nu înseamnă o atât de mare durere. Dar bineînțeles că dumneavoastră știți că aici nu e vorba despre case. Și casa este luată drept simbol, iar cei în cauză suntem noi. În predica de pe munte, Domnul a folosit frecvent expresia ferice și respectiv vai. Cu alte cuvinte, ferice de casa ceea ce rămâne în picioare. Și mai exact, ferice de omul pe care Dumnezeu nu-l va demola și care va rămâne pentru eternitate. Și vai, nu de casă fizic, ci de casa ființei noastre, dacă ne vom pierde sufletul. Spunea Domnul Hristos, cu ce s-ar mai putea recupera? Ce ar da un om în schimb? Toată lumea s-o da pentru sufletul lui. Atunci nici casa ta, nici toate casele din lume cu terenurile aferente, nici vreo altă parte din cosmos n-ar fi suficiente. După cum spunea Scriptura în Psalmul 49, că răscumpărarea sufletului e așa de scumpă încât nici bogații nu pot gândi la asta, nici în rate măcar, nu se va face niciodată. Dragii mei, eu vă întreb pe cei ce vă văd și pe cei ce mai puțin îi văd, ați vrea în seara aceasta să ne lăsăm în lumina Scripturii și să avem parte de o verificare a inspectoratului de sus în construcții? Și să ne cerceteze Domnul dacă ar fi să vină acum vreo apă, sau după cum spune Scriptura aici, o vărsare de ape ar rezista sufletul nostru, adică am fi mântuiți sau n-am fi mântuiți. În varianta din Matei, citesc capitolul 7, apare un element în plus, printre altele scrie în versetul 24, atunci le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut. Dar eu vă întreb, n-ați vrea să rugăm pe Domnul să ne spun acum, cât încă se pot face modificări? Atunci va fi prea târziu. Domnul spunea, dând exemplul de la potop și din cazul nimicirii Sodomei și Gomorei, că în ultimă instanță nu se mai poate modifica situația. Dar acum se poate. Și dacă vei constata în această seară că și casa ta este în pericol, să-ți dea Domnul harul și materiale de sus, să zidești așa cum se cuvine. Și orice ar veni, orice s-ar întâmpla, probele de pe pământ și verificarea din ziua de apoi, să te găsească bine și să ai parte de harul lui Dumnezeu. Vă invit așadar în acest scop al autocercetării, să privim la versetele din Luca și cele scrise anterior celor citite
și să facem 4 cercetări asupra stării noastre spirituale, în dreptul fiecăruia notând un ferice și respectiv un vai, că una dintre aceste două exclamații este obligatorie. Să nu fie niciuna, nu se poate. Să fie amândouă, se contrazic, e logic. Luca 6:20. Atunci Iisus a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis, și acum vă rog, dumneavoastră autoevaluați-vă să vedeți, sunteți pe lista celor cu ferice sau celor cu vai. Asta în funcție de caracteristici, de criteriile prezentate. Ferice de voi, care sunteți săraci, și Matei completează, în duh, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Cum să nu fie fericiți oamenii aceștia dacă împărăția lui Dumnezeu este a lor? Ce vrei mai mult, nu? Foarte fericiți. Și asta pentru vecii vecilor. Continuă Domnul Hristos în aceeași idee, ferice de voi, care sunteți flămânzi acum, și ne completăm cu Matei, flămânzi după neprihănire. Pentru că voi veți fi săturați și în vecii vecilor, când se va instaura neprihănirea veșnică, așa cum scria profetul Daniel, tot neprihăniți vom fi. Fericii de voi care plângeți acum, dar cred că nu-i vorba de un plâns pentru vreun necaz oarecare, ci așa cum scria Ieremia în plângerile sale, citesc din capitolul 3, de la versetul 39, de ce să se plângă omul cât trăiește? Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui. Adică fericii de cei ce plâng acum pentru păcate, că ei vor scăpa de ele, vor fi mântuiți și vor fi fericiți pentru eternitate. Eu aș identifica aceste trei rostiri ale Domnului spunând că este fericii de cei ce își văd insuficiența spirituală. Adică de cei ce își dau seama că pe propriile puteri nu se pot mântui. Spunea Domnul Hristos, n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți și pe cei păcătoși. Nu cei bolnavi, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Vă întreb, suntem noi conștienți că avem nevoie de un mântuitor? Sau considerăm că noi avem o suficiență stare spirituală, o stare spirituală bună și în cazul nostru nu-i nevoie de mântuire. Cum spunea cineva, pocăința, mântuirea asta pentru oamenii răi, dar nu pentru mine. Și în vremea Domnului Hristos oamenii se împărțeau în aceste două categorii, asta după propriile lor păreri și vederi. Știți cum se ruga fariseu? Care își evalua suficiența spirituală. Vă rog să observați că de rugăciunea lui nu rezultă nicio lipsă să fie avut. Luca 8, să-l citesc de la versetul 9. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare, a început să se roage în sine astfel. Observați suficiența lui. Dumnezeule, îți mulțumesc, eu sunt ok. Nu sunt ca ceilalți oameni. Dragii mei, în privința stării de păcat nu există noi și ceilalți oameni. Dar unii așa cred. Că mântuirea e bună, dar pentru ceilalți oameni. Ei au insuficiențe spirituale. Sunt slabi, sunt păcătoși, au greșit. Eu nu sunt nici hrăpăreț, nici nedrept, nici prea curvar. Uite cum, de exemplu, am un aici lângă mine, spunea el. Eu postez, eu dau zeciuială din toate veniturile mele și ca el mai erau mulți. Și Domnul pentru aceștia n-a venit, adică a venit, dar a venit în zadar. Că ei au zădărnicit pentru ei planul lui Dumnezeu, ne primim botezul, scrie în Luca 7, considerând că n-au nevoie de un botez al pocăinței. Uneori când avem candidați la botez dintre fetele și băieții din familiile noastre, noi la biserică le cerem o fișă de autobiografie spirituală în care să prezinte în scris momentele convertirii, acest proces al nașterii din nou. Și țin minte că mai scria câte unul sau câte una, eu am fost băiat cu minte de mic. Și a spus, dragă, tu nu ești pentru botez. Botezul înseamnă îngropare. De îngropat trebuie îngropați oamenii morți. Și numai oamenii păcătoși mor.
Pentru tine, eventual, facem altă serbare, dacă vrei. Să premiem pe sfinți din naștere. Nu există așa ceva. Și totuși unii cred că ei au o suficiență spirituală și sunt bine. Da, sunt unii datori numai 50 și alții 500. Mai problema că nici cel cu 50 n-are cu ce plăti. N-are cu ce plăti. Și spunea Domnul Hristos despre aceștia, mă întorc la Luca capitolul 6, la vieții farisei de atunci și de astăzi, și citesc de la versetul 24, dar vai de voi bogaților! În primul rând, o bogăție în plan spiritual, o suficiență, pentru că voi v-ați primit aici mângâiere. Pentru că ei n-au fost nevoie, ei n-au fost nevoie să se întristeze. Vai de voi care sunteți sătui acum, pentru că voi veți flămânzi, adică cei ce astăzi se cred lipsiți de păcate. Va veni vremea când își vor da seama că lucrurile nu stau tocmai așa. Îmi spunea un om ajuns la 70 ceva de ani, de-abia acum, dar asta foarte des, zilnic, mă tot gândesc ce fac când ajung la judecată, că o să înceapă Dumnezeu să mă întrebe și de asta și de cealaltă. Și nu știu ce o să-i spun. Dar unii nu se gândesc la vremea aceea când vor flămânzi și ei când vor ajunge să spună, vai de mine, ca profetul Isaia văzându-se păcătos în fața sfințeniei lui Dumnezeu. Și scrie aici în continuare, vai de voi care râdeți acum, adică cei ce n-au motive să plângă pentru păcatul lor. Pentru că voi veți plânge. Și știi cât va dura plânsul acela? Alături de scrâșnirea dinților pentru vecii vecilor. Nu-i ferici de noi să plângem acum și să fim iertați. Și nu va fi vai de cine va plânge și nu va fi nimeni să-l mângâie. Că vă rog, rețineți. Spune Scriptura în Isaia 57:15 că Dumnezeu locuiește locuri înalte și în sfințenie, dar este lângă omul zdrobit și smerit. Nu doar zdrobit, dacă e și smerit. Să știți că pe Dumnezeu nu-L sensibilizează doar durerea. Dacă ar fi așa, înseamnă că iadul nu poate să existe. Că s-ar mișca inima lui Dumnezeu și ar curma suferință. Dumnezeu este sensibil la durere dacă aceasta se manifestă pe fond de pocăință. Dacă omul îi pare rău de păcatele lui. La noi în biserică, într-o familie a fost un fiu risipitor, foarte mare bandit, și s-a pocăit acum câteva săptămâni, fiind înscris la cateheză, a venit să mărturisească și spunea, plângea, frate, mi-e oroare de tot trecutul meu. Nici nu m-aș vrea să mă gândesc, mi-e scârbă de mine. Și la cine știm, spunea el, nu știu cum să vă spun, dar am și o bucurie de când m-a iertat Domnul. Oare e normal așa că mi-e și scârbă de ce am făcut, dar mă și bucur acum. Am spus, dragă, e normal. Oroare pentru trecut, bucurie pentru viitor. E momentul acela în care Dumnezeu se îndură de noi, slăvit să-i fie numele. Oricum, Domnul a avut mult de lucru în vremea aceea cu fariseii care nu se vedeau păcătoși. Și să știți că sunt unii care, ei nu neapărat gândesc că sunt farisei, numai că nu prea iau în seamă păcatele din viața lor. Spunea fratele Ioan Gurău că a ieșit undeva în aer liber, ca la o tabără cu ceva tineri, distrați, puși pe sport. Spune, măi, dar în vremea asta ar fi și un timp așa să vă mărturisiți. Da, frate, noi suntem pocăiți. Și le-a dat o listă extrasă din Biblie cu vreo 200 și ceva de păcate. Ia uitați-vă peste lista asta, vedeți, după buletinul ăsta de analize suferiți și voi ceva sau vis analizele în norme. Și când s-au uitat ei, povestea fratele, s-a făcut coadă la mărturisire. Pentru că uneori, uitându-ne în oglinda noastră, avea fratele Sucală o vorbă, zicea el așa simplu, țărănește, ce e oglinda? O sticlă feștită pe spate, vopsită. Dar dacă se duce vopseaua aia de pe spate, te mai vezi în ea? Dar ce vezi?
pe alții. Și spunea dumnealui, asta e pocăința, când te uiți în carte, să vezi păcatele tale. Dar dacă nu este un asemenea spirit, ori nu vezi nimic, ori îi vezi pe alții. Așadar să vă dea Dumnezeu fericirea să plângeți, cel puțin odată când vă pocăiți. Să vă dea Dumnezeu fericirea să vă vedeți sărași, cel puțin odată când vă dați seama că dacă nu era Domnul să moară, era vai de noi. Și asta pentru vecii vecilor, ni s-ar fi dărâmat casa. Și să vă dea Dumnezeu, asta aș spune nu numai odată, toată viața, setea aceea să spuneți în fiecare zi, dimineața, Doamne, azi vreau să fiu mai neprihănit. Și să spune seara, Doamne, dacă mai îmi dai mâine o zi, să știi că totuși astăzi n-am fost de nota 10. Vreau mâine să fiu. Setea astea să nu vă lipsească toată viața. Că o să vă sature Dumnezeu din neprihănire, dacă nu aici, cel puțin la a doua venire. Și asta pentru vecii vecilor, slăvit să fie Domnul. Că altfel, dacă rămânem farisei sub o formă sau altă, că respectăm unile și nu respectăm pe altele, că îi vedem pe alții doar răi, spunea Domnul, Luca 13, vi se va lăsa casa pustie. Sau spunea, tot din Luca citesc, ca să vedeți că asta înseamnă un fapt grav pentru, casa, pentru care casa se dărâmă, 19:44 și te vor face una cu pământul. Pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Doamne, cercetează-ne zilele acestea. Și ajută-ne să pricepem că e timp de pocăință. O a doua cercetare, verificare. Luca capitolul 6, citesc de la versetul 22. Lista lui ferice. Ia vedeți dacă vă regăsiți. Ferice de voi, când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî, acum cel puțin una din astea măcar să vă facă, și vor lepăda numele vostru ca ceva rău, nu că sunteți răi, să nu suferim ca făcători de rele, scria Petru, ci numai din pricina Fiului Omului, adică din pricina faptului că noi vorbim despre Domnul Iisus, că își credem în El și că ne asemănăm cu El încât nu putem trece neobservați. Ferice de cei pe care lumea îi respinge. Fericirea de a fi respins de lumea ce se află sub dominația lui Satan. Și vaiul de a fi acceptat în tabăra peste care stăpânește Satana. Citeți versetul 26. Vai de voi! Când oamenii vă vor grăi de bine și vor spune, da măi, ca tine pocăit înțeleg și eu, dar nu ca alții. Cu tine n-am probleme, pot să fac afaceri, ție nu ți-e frică. Cu tine nu-i problemă, putem glumi, spunem bancuri, alții. Se tem de Dumnezeu. Alții spun că ei se bucură doar să cânte. Dar cu tine putem face o partidă la ce oră vrei. Cercetați-vă și vedeți lumea vă acceptă sau vă respinge. Pentru că țineți cont ce vă spun. Dacă vreți să vă dea Dumnezeu premiu, nu o să vă dea diavolul nici măcar mențiune. Și nici invers. Dacă vreți și acceptați să vă dea diavolul premiu, Dumnezeu nici nu o să vă pomenească. A spus-o foarte clar, ascultați-mă ce vă citesc, Marcu, capitolul 8, cuvintele Domnului Hristos, de la versetul 38. Pentru că oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul Omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. Așa că, dragii mei, e de ales. Cu Domnul sau cu lumea? Nu vrem să vă înșelăm. Să vă spunem, pocăiți-vă, că toată lumea pe unde vă duce se trage înapoi și bate în palme. Dimpotrivă, o să vă spunem, pocăiți-vă numai, vedeți cum o să scui pe care v-a urmat dumneavoastră. Dar uitați-vă, nu a ce unde scuipă, uitați-vă mai încolo, la ce urmează.
Pentru că ascultați cuvintele Domnului Hristos. Și acum verificați-vă și împreună să o facem dacă am făcut așa. Luca 6 cu versetul 26, 23. Bucurați-vă în ziua aceea când? Când culegem aplauze? Nu, când ne alegem cu ocări, cu dispreț. Pentru că răsplata voastră este mare în cer, căci tot așa făceau părinților cu prorocii. Săltați de veselie. Atunci e de a spune aleluia să se audă în cer. Dacă spui aleluia când bați toți din palme, cam pe pământ rămâne. Dar dacă suporți prigoană, acum nu-i prigoană, e doar dispreț. Toate fetele se expun pe Facebook în fel și fel, tu, evlavioasă. Toate cu prieteni de la 12 ani, plan de căsătorie peste tot, atâția ani de-abia, și tu, îndrăgostită numai de Domnul. Ești înapoiat. Acum când au reînviat filozofiile greci din antichitate, când se spunea fecioria poate fi asociată numai cu urâțenia. La noi se asociază cu sfințenia. Dar lumea te repudiază pentru așa ceva. Să spune, măi, tu ești încă virgin la 20 de ani? Da, pentru că trupul meu este templu. E când trupurile voastre sunt, hai să nu zicem ce. E diferență, nu? Dar tocmai diferența asta trebuie să fie evidentă. Și când ceilalți te resping, tu să știi că nu le aparții. Tu să știi că aparții împărăției lui Dumnezeu. Și acesta e mare har slăvit să fie Domn. Spunea Domnul Hristos și l-a rămas modelul nostru binecuvântat, citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 18, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, asta e proba, una dintre ele, aparții lumii sau împărăției lui Dumnezeu? Dacă aparții lumii, vai, că lumea asta cu tot ce este piere, e casa care se prăbușește. Lumea ar iubi ce este a ei, dar pentru că nu sunteți din lume, ci pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Dragii mei, cu asta nu vrem să dăm vina pe oameni, că-s răi și că ne urăsc. Oamenii săraci nu înțeleg. Șeful lor e cu ura. El e mare criminal, diavol. Și uite așa, le mai dă temă pentru acasă la câte unul. Că oamenii nu pricep și se batjocorească pe un pocăit sau pe altul. Da, dar nicio problemă. Peste noi, în acele momente, se lasă bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Dragii mei, să nu vă gândiți că noi am putea să fim martiri în timp ce vreo formă de martiraj ne-ar curma viața. Dacă noi nu putem să suportăm o vorbă, dar noi suntem în altă tabără, nu-i normal să fie adversitate. Ba da, demonii sunt undeva prin văzduh, ei sunt în picaj, o alungă din cer. Noi suntem în ascensiune cosmică, urcăm în cer și cu un conflict ne întâlnim undeva pe drum. Cineva spunea, dacă nu te-ai întâlnit cu diavolul, înseamnă să conflictualizezi, că el înseamnă că mergi în aceeași direcție. Și atunci, niciodată tu nu dai față în față cu el să fie împotriva ta. Dar dacă ei vin în jos și noi mergem în sus, asta trebuie să se evidențieze cumva. N-ai cum să nu se observe. Vorbe, îmbrăcăminte, prietenii, atitudini, principii în toate privințele. Sunt diferențe categorice. De aceea, dragii mei, cum spune Evrei 13, ieșiți afară din tabără și suferiți ocara lui. Să nu înseamnă să ieșim în chip monastic, nu? Rămânem în societate, că Domnul ne-a scos din lume, ne-a îmbrăcat în slava sa și ne trimite înapoi în lume, unde trebuie să strălucim ca lumini, mărit să fie Domnul. Și oamenii când ne văd, să le părem suspecți. Ăsta nu-i de-a nostru. Nu că e de sus, dar dacă vor zice oamenii, tu ești ca noi, știi că ești de jos. Și jos rămâi. Și casa ți se demolează. Casele care rămân se văd și la acest criteriu. Așadar,
Să vă dea Domnul tăria necesară, bucuria și pacea, nu doar să suportați cu stoicism, las că vine Domnul și o să-i bată pe ei. Nu, am citit, bucurați-vă și veseliți-vă. Vă spune, uite, Sfânta. O, Doamne, ajută-ne să fim. Ajută-ne să nu ne potrivim chipului veacului acestuia, dar ca să nu te potrivești, trebuie să ai alt program la computer. Să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, să pricepeți voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută, că e bună știm, dar până ajunge să ne placă e problemă, nu? Dar nu, așa se ajunge la desăvârșire. Slăvit să fie Domnul. Așadar, nu comuniștii doar ne-au repudiat, nu? Noi nu cu comuniștii am probleme, noi avem probleme cu diavolul. Dar într-o zi, spune Scriptura că va fi zdrobit sub picioarele noastre, mărit să fie Domnul. Și în locul ocării noastre vom avea îndoită cinste, mărit să fie Domnul. Vi-l dau aici ca exemplu pe Apostolul Pavel. A fost un om inteligent, mai avansat decât mulți, dar tare l-au criticat. Și erau alții care se pretendeau a fi apostoli nespus de aleși. Numai că din toate astea vreau să se aleagă cu laudă și cu un câștig. Și apostolul a zis, noi ce am ajuns? Gunoi lumea acesteia. Dar numai că în gunoiul ăsta aparent e ascunsă slava lui Dumnezeu. Și spunea el un verset, menționez în încheiere acestei idei, Galateni capitolul 6, versetul 12, hai și 11, că îi accentuează ideea. Uitați-vă cu ce slove mari v-am scris. La dumneavoastră și mai mari, că s-a afișat în masă, le citiți bine. Versetul 12, toți cei ce umblă după plăcerea oamenilor, adică cei ce vor slavă de la oameni, ăștia care nu pricep în veac cum e pocăința bună. Văsilese primisterea împrejur numai ca ei să nu sufere prigonire pentru crucea lui Hristos. Căci pentru ei nu e altceva decât vor să se laude în ce mă privește pe mine, versetul 14, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Deci Pavel n-avea acces la lume că era răstignită, lumea n-avea acces la el că era și răstignit. Doi oameni răstigniți, unul pe cruce și unul pe alta, pot da mâna? Nu se poate. Una e una, alta e cealaltă. Doamne, ajută-ne să pricepem. O a treia cercetare. Privind la identitatea noastră spirituală la casa sufletului nostru. Versetul 27. Dar eu vă spun, afirma Domnul Hristos, acum de îndată ce am aflat că în lume avem adversitate, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blastemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi, iată câte avem de făcut. Nu putem una, începem cu cealaltă. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-și pe cealaltă. Și acum scoate în evidență diferența dintre ceea ce eu am numit dragostea necondiționată și respectiv facerea de bine selectivă. Ascultați-mă, versetul 22. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? N-aveți ce căuta după fericire. Nu vă alegeți cu răsplată. Și păcătoși iubesc pe cei ce iubesc pe ei. La schimb, dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Nu te aștepta la fericire. Și păcătoșii fac așa. Și dacă dați cu împrumut, ca să nădăjduiți să luați înapoi, ba poate și cu dobândă, ce răsplată vi se cuvine? Asta și păcătoșii fac. Și acum diferența pe 35. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri. Faceți bine, dați cu împrumut, chiar fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și atenție, și răsplata voastră va fi mare. Doamne, ajută-ne să ne gândim și la asta. Și încă ceva. Și veți fi fiii celui preanalt, fiindcă semănați cu el, căci el este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Dacă vreți să vă rămână casa în picioare, atunci, dragii mei, faceți bine la toți, fără să vă uitați mai întâi cum îi cheamă. Și fără să vă amintiți dacă ei v-au făcut bine și fără să vă ducă gândul că poate veți avea nevoie să vă facă și ei bine. Faceți bine la toți. Surorilor, cum scrie în Proverbe 31, începeți cu bărbații. Scrie acolo, îi face bine și un rău în toate zilele vieții lui.
Apoi continuați cu socrii, cu cumnații, frații din credință și după Galateni 6 cu toți oamenii. Amin? Personal, cred că cele mai răsplătite fapte sunt cele făcute la dușmani. Astea sunt mai grozave decât cele făcute în ascuns la săraci. Astea poți să le faci pe față. Numai să le faci cu dragă inimă și să zici, așa face și Dumnezeu și o să fac și eu. Că dacă nu gândești așa, într-o zi, te împodmolești cu pocăința, ai zidit până la jumătate și o să râdă alții de tine că nu termini. Undeva în țară era un frate dăruit pentru lucrare și când am trecut acolo prin zonă, aud că nu mai merge la adunare. Dar, mergând pe la el, în ziua aceea, s-a dus. Și printre altele mi se spune, frate, cum să mai mă duc? Eu am avut o afacere bună, aveam o piață de desfacere și un altul care cânta cu mine la cor mi-a trimis o reclamație la un anumit minister în funcție de obiectul lui de activitate, să-mi ia mie afacerea. Cei de la minister mă cunoșteau pe mine și mi-au trimis reclamația, aveți, rezolvă lucrurile în plan local. Cum? El care cântă cu mine să-mi ia mie pita din mână, așa de rău să fie. Cum să mai cânt cu el? Dar în ziua aceea, printr-un alt frate, Domnul a dat un cuvânt de împăcare. S-a întrerupt și slujba și predica și s-au împăcat și s-au iertat. Dragii mei, dumneavoastră aveți pe cineva la suflet cu ghilimele pus? Sau l-aveți la suflet pe toți, fără ghilimele și fără două liste? Numai una. Bun și răi, prieteni și dușmani, faceți-le bine, că răsplata e mare în cer. Că așa face și Dumnezeu. Dă ploaie peste bun și peste răi. Hai să luăm un exemplu din Biblie. De Saul și de David ați auzit, nu? Ginere și socru. Când a fost vorba de socru, luat de un duh rău în primire, citesc din cartea 1 lui Samuel, capitolul 23, avea și el prietenii lui la care le făcea bine. Ascultați-mă versetul 20 și 20. Unii au spus, împărat, noi știm că vrem să-l prinzi. Mă pogoară-te, îl dăm noi mâinile tale. Versetul 21, Domnul să vă binecuvinteze că aveți milă de mine. Dar el avea milă de David. Nici măcar nu era dușman, că aici e culmea răului. Unii nu pot să facă bine nici la cine le face bine. Dar pentru ăștia sentința e gravă. Căutați-o în proverbe și ce scrie acolo. Nu-i va părăsi rău o casă. La cine răsplătește binele cu rău. Însă când a fost rândul lui David, citesc din 24:1 Samuel, îndemnat de ceilalți, ba mai mult, nu știu ce mesaj a fost versetul 4, Domnul i-a zis, dau pe vrăjmașul tău mâinile tale, fă-i ce-ți place. Hai, spune drept, de a avea o asemenea descoperire, sau poate zice că nu-i bun prorocul, dacă ai avea un vis, un înger să ți arate. Spune, dau pe socrul tău mâinile tale, zi ce vrei. Numai dacă le-a rugat pe înger să spună în continuare din procesul verbal, ar suna cam așa, că Dumnezeu vrea să vadă cât ești de pocăit. Și te pune la probă. Și împins de vocile celor din jur, oarecum să aibă și o evidență a prezenței sale, a tăiat colțul hainei lui Saul. Și ce s-a întâmplat după aceea? Avea palpitații la inimă. Da, se poate întâmpla și un pocăit să spună o vorbă rea. Da, după aceea așa te doare sufletul. Dar dacă ai făcut rău, ai zis, l-ai certat și poți să câți mai departe la cor. Știi, când vine furtuna, tu nu mai rămâi în cor. Se duce casa. S-ar putea să greșim, dar imediat trebuie să ne trezim că undeva e o fisură, plouă în casă, pe undeva e o țiglă spartă. E problemă. Și a ajuns Saul să recunoască, de s-ar recunoaște asta și în dreptul nostru, destul 17, când a zis lui David, tu ești mai bun decât mine. Că și tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Și a trecut vremea și spune în Scriptura în 2 Samuel 9 că a zis David despre urmașul lui Ionatan, este cineva acolo că vreau să-i fac bine.
Hai, spune drept. Ți-ai propus cuiva să-i faci bine. Ai în minte, așa cum spunea Pavel către Filipeni, vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Voiau să facă bine, dar n-au avut ocazia, că n-au avut cu ce. Dar să faci bine la dușmani, îți dă Dumnezeu prilej. Și adun cărbune aprinși pe capul lor. Că altfel nu gândesc, numai la cald. La rece nu gândesc bine. Numai așa se trezesc. Vom putea noi face asta? În adunare nu-i chiar greu de spus amin. Numai când se încheie predica așa ca în Luca 10, du-te, fă și tu la fel, atunci îți pare că ai uitat adresa unde trebuie să te duci să faci un bine. Dragii mei, iubiți necondiționat, că sunt oameni răi, dar nu-i destul că vor suferi chinurile iadului. Nu judecă, dragii mei, sunt sub afectarea celui rău în mintea lor și trebuie să vadă în noi că noi aparținem alte împărății. Ei ne prigonesc că nu pricep, că nu suntem de lor, dar noi să le facem bine, fiindcă aparținem celei de sus împărății. Doamne, ajută-ne! Cum Tu de sus trimiți soarele peste toți, ajută-ne să vedem și noi în felul acesta și de sus privind și din ploaia binecuvântărilor ce vine de la Tine să dăm și la alții. Că este bine așa și pentru aceasta Dumnezeu ne va răsplăti, mărit să fie Domnul. Lumea aceasta, vedeți cât este de rea. M-a zis nu de mult un mesaj din partea Domnului. Și este în primul rând scris în Biblie, va crește ura între oameni și între popoare. Nu se suportă unul pe altul. Gândesc rău împotriva unul altuia. Și ce frumos între atâția oameni răi să ai de-a face cu unul bun și să știi că este al Domnului. Dumnezeu să vă dea o inimă bună. Amin. Dar nu așa cum spun unii frate, eu am rău de gură, dar bun de inimă. Asta eu nu cred. Spune Biblia că din prisosul inimii, știți ce înseamnă din prisos? Adică din ce ai mai mult. Cândva m-am gândit, Doamne, dar pentru o vorbă să-l tragi pe om la socoteală? Da, după aceea m-am luminat că scrie că vorba aceea e din prisos. De fapt, nu judecă pentru una, îl judecă pentru una care a ieșit la iveală din multe altele. Că cine a spus, o strigat odată și a mustrat pe cineva cu răutate, și credeți că numai atâta răutate e cât e pe vârful limbii? Nu, asta e de la supraplin. Dar în bazin, Dumnezeu și diavolul știe ce mai este. Mă refer dacă și cele rele știe diavolul. Dar dacă vom face bine, vor ști toți că și ne-am pocăit cu adevărat. Undeva în județul Sălaj, în Fodora, era un tânăr puternic, toți se temeau din el la jocuri în sat, cum era atunci. S-a pocăit. Într-o seară, întorcându-se la adunare, alții erau pe stradă, de la birci, ca oamenii cu băutură, ambițioși, curajoși. Unul zice, măi, ia să vedem, mai ne lovește ca înainte. Mai cu teamă s-a apropiat unul de altul, el să-l împingă. O zice, măi, nu știu, când zici că se roagă, ori cântă, nu știu ce face. Și s-au mirat. Știți cum a rămas poreclit omul acela, a fost un bun proroc, Sfântul din Părâu. Era cu casa lângă un pârâu, dar nu un pârâu care să-ți ducă la vreme rea casa, ci o casă care să rămână în vremuri bune și în vremuri rele. Doamne, ajută-ne și nouă, amin. Și o patra și ultimă cercetare, mă întorc la Luca capitolul 6 și spune Scriptura aici de la versetul 37, nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți, nu veți fi osândiți, iertați și vi se va ierta. Versetul 41. De ce vezi tu paiul în ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Observați cum sunt oameni. La alții se văd greșelile mărunte, la ei nu se sesizează cele mari. Asta e o tendință generală. Sau cum poți zice fratelui tău? Aparent, o intenție bună, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău. Dar cum o să vezi să-l scoți? Și apoi zice Domnule versetul 46, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun? Eu. Și ascultați,
Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Eu am numit aceasta ascultare disciplinată. Să știi că Dumnezeu îți vorbește într-un fel sau altul, prin predică, printr-un vis, prin ce citești în Biblie, potrivit cu lipsurile tale. Și dacă ai o ascultare, un duh de ascultare care vine de la Dumnezeu, tu pui în practică. Mie mi-a vorbit. Dar dacă ești lipsit de autodisciplină, unul care vine la mine, spunea Domnul în continuare, versetul 49, dar cine aude și nu face. În seara asta ați auzit, mâine veți auzi, mergeți acasă. Știu eu sau fratele Radu dacă dumneavoastră faceți sau nu faceți? Ei, mai știm la câte una care e vizibilă, dar la restul? Nu să știu eu că v-ați rugat pentru cine vă blastăma sau nu v-ați rugat. Dar dacă tu ești autodisciplinat, tu asculți cum ți se spune. Fiecare sesizare o iei în calcul, fie mică, fie mare. Nu să porți grijă altuia în primul rând, ci să te corectezi pe tine, să lucrezi la desăvârșirea ta. Amin? Aminul ăsta trebuie să fie absolut individual. Mai nu știu cum se face că noi ne uităm să văd altul face. Dragul meu, nu stai la rând când e vorba de mântuire, că se ia cu naval. Până se pocăiește și el, nu? Stai la rând după altul. Tot dacă ești necesar, nu se pocăiește și el dinaintea ta n-ajunge. Pentru că uneori suntem un tip de turmă. Dacă fac alții, facem și noi. Dimpotrivă, din Biblie rezultă foarte clar că fiecare trebuie să pună problema în mod individual. Cât despre mine, eu? Da, dacă nu-i și casa mea, măcar eu. Și casa mea, da, dacă nu-i și alții. Măi, casa mea să nu se dărâme. Veți face așa? Vreau să vă dau ca exemplu pe Petru. El n-a avut casa de la început pusă la punct. A recunoscut el că e păcătos, dar până la urmă stătea să-l combată pe Domnul în idei că n-ar trebui să moară la cruce. Și de aceea a fost o mare slăbiciune pe unde era să-i se dărâme casa. S-a jurat, s-a blestemat, spune Evanghilde. Dar când s-a trezit că îi duce apa casa, a ieșit afară și s-a apucat la reparații. Plâns! O luat-o de la capă, nu? Nu cu plânsul am început în seara asta. De la capă, de la fundație. Doamne, nu aici trebuie apusă casa. Trebuie să accept crucea. Da, acceptă-le pe toate. Dacă vrei să fii cu adevărat bântuit. Mai târziu s-a schimbat Petru, scrie în Matei capitolul 18, vă citesc de la versetul 21. Petru s-a apropiat Domnul și a zis, Doamne, de câte ori serbă fratele meu? Mai eu nu știu care e fratele lui Andrei sau altul, nu știu. Până la 7 ori? Și Domnul le spune o pildă cu unul care datora mult și care n-a putut să fie iertat. Nu că a fost suma de bani prea mare, 10.000 de galbeni, e o sumă imensă. Faceți un calcul. 10.000 de talanți, 40 de kilograme, sau cât o fi un talant, ori 10.000, e ceva colosal. Nu pentru asta n-a putut fi iertat, ci pentru că n-a iertat pe altul de 100 de lei. Dar știți ce îi se impută? A uitat că el a fost iertat și i s-a imputat apoi, s-a încărcat tot debitul. Și tocmai asta îi spune Domnul la Petru, Petre, nu te frământa cu păcatul altuia. Asta nu înseamnă să nu ne sesizăm unul pe altul, dar cu dragoste. Dar fiecare să se cerceteze pe sine însuși, amin? Și în urmă, Petru n-a mai băgat de vină să spună, Doamne, Ioan e vinovat că mă băgă înăuntru acela marele preot, că dacă nu zicea el, eu să știi că nu pățam așa. Că povestea asta e veche, când a luat Dumnezeu pe Adam la întrebarea, păi Doamne, să știi că dacă nu era Eva și mai e ceva, tu mi-ai dat-o. Și uite, așa se face că eu am văzut toți oamenii care au căzut de la pocăință, au pe cineva care e vinovat. Știi, frate, de ce eu nu mai sunt la adunare? Altul se spune, eu știu de ce nu m-am pocăit? S-o fi stat careva în cale și tu te-ai gândit la el în loc să te gândești la tine, atâta tot. În loc să treci pe alături, să te ferești de rău, te-ai încurcat. Și aici vi-l pun în față pe Iuda versus Petru.
care a avut greșelile lui și scrie în Ioan 13, nu vă rețin eu cu detalii, l-a luat Domnul așa frumos, a zis, unul din voi e cu probleme. Și așa predică uneori Domnul în adunare, știi? Foarte voalat. Și tu dacă vrei, ai autodisciplină, ascultare disciplinată, te pocăiești. Și a mers Domnul mai aproape, a făcut un pas. Și a zis, unul din voi mă vinde. Acum întreb, știa eu dacă despre el poate fi vorba? Sau se gândea că mai e încă unul? Că cel puțin trebuia să spună, și eu sunt în cauză. Dar și dacă ești tu în cauză într-o adunare, o zis Domnul la ora de rugăciune, într-o prorocie, astăzi Domnul va da păcatul pe față. Și un frate a predicat contra băuturii și știu cum s-a uitat într-o parte a sălii și sare în sus o soră, cum femeile se exprimă așa mai rapid, ce te uzi mai la mine, că și Veta și Nicolae beau. Și altul zice, măi, cum a dat Domnul pe față păcatul? Am crezut că o să fie o descoperire profetică. Că asta este slăbiciunea omului. Numai eu? Dar tu de tine trebuie să te ocupi. Amin? Doamne, ajută-ne! Dacă ne vom pocăi, vă asigur că Domnul ne va mântui. Eu nu știu ce încercări vor veni, dar Dumnezeu ne va scoate mai mult decât biruitor. Spunea un frate, hai să facem o recapitulare și încheiem aici. Zicea, am avut probleme, m-am pocăit, dar câte am întâmpinat cu cei din familie, cu cei din adunare și într-o zi spune soției, aproape că nu mai știu ce să mai cred. Mă duc undeva să cer un sfat de la Domn. Sunt în mașină singur și pleacă. Pedro, într-o calitate, un om face disperat cu mâna. Mă, să-l iau, nu-l iau, era cu țigara în gură. Dă-mi cumpănă. Frânează, dă înapoi, omor un cățicarea, suie în mașină, fratele stă așa posac la volan. Și omul din dreapta, și mă, omule, ce ești așa necăjit? Lasă-mă, te-am întâlnit și ce probleme am. Și ăsta din dreapta, îi zice, omul lua la ocazie, băi, tu de Domnul Hristos ai auzit? Am auzit, ce să zic, el pocăit slujitor. Tu știi că el a făcut numai bine la toți oamenii și la urmă l-a răstignit? Tu știi că s-o lepăda și ucenicii de el? Păi știu. Vezi, măi? Și povestind, zice omul, stai, lasă-mă că aici în sat cobor. Fratele, lasă, uite la el. Măi, mi-a vorbit Dumnezeu prin el. Un înger nu putea fi că fuma. Asta a fost un om de rând, dar l-a folosit Dumnezeu să-mi vorbească. Întoarce mașina, merge acasă, nevastă, doar nu te-ai și întors. Mi-a vorbit Domnul, prin cine? Nu știu. Nu l-am cunoscut. Dar m-am liniștit. Altfel trebuie să privesc lucrurile. Dragii mei, nu vă uitați în jos și în lături, uitați-vă în sus. Acolo era, într-acolo mergem, nu? Mai întâi să ne uităm în sus, să spunem, Doamne, dacă nu veneai Tu la noi, nu puteam vorbi de mântuire. Dar ferice de noi care am fost într-o mare insuficiență spirituală, dar a venit unul care le-a avut pe toate. Unul care ne-a învrednicit cu neprihănirea Lui, ne-a acoperit cu mantaua izbăvirii, cu hainele mântuirii, slăvit să-i fie numele. Amin. În al doilea rând, nu uitați, în lumea asta până tranzităm, avem probleme că suntem pe teritoriul inamicului. El ne-ar vrea să ne omoară, să ne facă rău. Țin minte că visa soția într-o noapte, că era întropăit în hol. Și au zis o voce, uneori prorocii sunt mai sensibili la aceste voci în lumea spirituală, un demon zicea, nu mă lasă Dumnezeu să vă omor măcar pe unul, dar dau după voi cu ce pot. Cam așa stau lucrurile. Însă Dumnezeu nu ne lasă. Și chiar dacă ar fi să murim, după moarte ei nu mai pot să facă nimic, dar Domnul ne pregătește o slavă mai mare. Așa că nu vă mulțumiți cu slava lumii, că oamenii te ridică de două ori în sus și te prind odată și gata. Și rămâi pe din afară. Dar Dumnezeu te ridică și asta pentru vecii vecilor și până în cer. În al treilea rând, v-am spus, să aveți o dragoste desăvârșită, care acoperă toate greșelile, care face bine la toți oamenii, cât avem prilej, fraților. Că nu mai trăim cât Metusala. Acum, una altă, o zi, două, cât ne mai ține Domnul pe pământ, faceți bine, că sus se scriu arhive. Dumnezeu are contabilitate bună.
să răsplătesc și paharele de apă. Mărit să fie Domnul. Amin. În al patrulea rând, nu uitați, fiți niște ascultători disciplinați. Când auziți, faceți, dar nu mâine, nu mâine. Când a spus Dumnezeu lui Avram să taie împrejur, scrie că i-a tăiat împrejur în ziua aceea, du-te acasă și te pocăiești. Să știi, împărăția se ia cu naval, lasă-i tu pe alții. Dimpotrivă, fii un model pentru alții, să vină alții după tine. Că dacă nu ești autodisciplinat, să știi că tu rămâi în urmă. Cu vremea rămâi repetent, corigent, și cu vremea te dă afară din școală. Și te pierzi. Dar cine se silește, dați-vă și voi toate, să treceți de la credință la fapt. Și dacă vezi că nu poți ușor să treci de la credință la faptă, leagă-o cu o zi de post, cu mai multe rugăciuni, vezi cum poți să treci puntea asta. De la credință la fapt. Ca pe când se deschide ușa la rai, scrie acolo în 2 Petru capitolul 1, să ai o intrare slobodă, să nu rămâi la restențiere, așa mântuit ca prin foc. Nu, nu, intrare din belșug, cu premiu. Doamne ajută-ne! Și casa să vă rămână în picioare! Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.